Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Furtună la palat, episodul 39. Lesan citește scrisoarea tatălui său, prințul Sado, scrisoare prin care Sado îl ruga pe regele Yongzhou în urmă cu 14 ani să aibă grijă de fiul său, Lesan. Regele Yongzhou demarează pregătirile pentru înscăunarea cât mai rapidă a lui Lesan, chemându-le în secret pe ministrul Koiseokeiju prin intermediul inspectorului Hong. Regele îi cere ministrului să identifice numărul membrilor facțiunii Noron care dețin funcții militare importante, pentru a putea fi sigur că transferul tronului se va face în siguranță. Când regele și Lesan află că absolut toate funcțiile militare erau deținute de membrii ai facțiunii Noron, sunt uluiți. Lesan ordonă retragerea tuturor soldaților de la palat, cu excepția gărzilor palatului, care trebuiau să se asigure că nu este pregătită o lovitură de palat. Între timp, regina Junsen convoacă o întrunire a coaliției, în mijlocul căreia își fac apariția prințesa Huawan și secretarul Jun pentru a o informa pe regină de motivul retragerii trupelor și de vizita recentă a regelui la mormântul lui Sado. Când regina Junsun, care știe că regele este bolnav, aude aceste dezvăluiri, își dă seama că regele va abdica în favoarea lui Lesan, văzând într-o nouă lumină ultimele acțiuni ale regelui Yongzhou. Aflată sub presiunea timpului, regina le spune membrilor facțiunii sale că ori regele, ori prințul moștenitor Lesan trebuie să moară pentru a asigura supraviețuirea partidului său. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.